Așadar, doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră intră prima noastră concurentă, pentru că este o ea, Iulia Băleanu! Iulia! Bine ai venit, Iulia! Vino lângă mine. Bine v-am găsit! Iulia, ești născută în iulie? Da. A, ce frumos! Nu sunt, sunt și deșteptare, nu? Mi-am dat seama din prima. De unde ai venit, Iulia? Din Constanța. Din Constanța, mamă, ce frumos! Ce ora, uite! Ai văzut? Ai văzut, Andrei? Nu știu cum se face că din Constanța vin numai fete frumoase, ai observat? Cei mai frumoși oameni sunt în Constanța! Da. Și cei mai norocoși! Și ce vârstă ai, Iulia? 21 de ani. 21, ești foarte tânără. Cu ce te ocupi? Sunt student. La ce? Cosmetică medicală. Pe farmacie. Ce înseamnă asta? Este medicală. O secție pe farmacie, nu e pe medicină. Durează 3 ani, sunt ultimul an acum. Am înțeles, ceea ce găsim noi în farmacii, chestiile de cosmetică, da, practic, cremuțe, dermato, tot felul. Exact, aha, exact. Foarte tare. În rest, ce ți-ai dorit să câștigi la noi la concurs? Dacă ar fi așa să, uite, să vină zâna din Povești, să vină să zică, uite, ce vrei, Iulia, să câștigi în seara asta? Orice. Orice, orice, dar ceva, că trebuie să ai tu nevoie. N-am pretenții. N-ai pretenții, Iulia? Bine, atunci îți doresc succes, ai emoții? Nu, deloc. Deloc, bine, baftă multă îți doresc. Bun, mergem mai departe. Manuela Ișbancă! Te-am păcălit! Bine ai venit, Manuela. Bine v-am găsit. Cu ce gânduri pe la noi? Să câștig. Cu ce te ocupi? Momentan sunt consultantă call center, dar în timpul liber sunt terapeut. Terapeut de ce? Terapeut. Energetic, holistic. Oh, foarte tare. Asta e o meserie care necesită un har, așa. Exact, un har. Da. Anumite haruri. Anumite haruri, da, să spunem așa. Pe de altă parte, ești call center, adică atunci când sunăm și avem nevoie de anumite lămuriri... Da, doar că vorbesc cu italienii. Cu italian? Da, ia spune-ne și nouă, Italia, bine ați venit la prețul cel bun. Abia aștept să câștig premiul cel mare. Benvenuti al prezzo più buono. Aha. Appena aspetto di vincere il più grande premio. Ah, nebunie! Claro, claro, claro sì. Exact. E felicità. Claro che sì, in germana, sta. Noi știm toate limbile pământului, felicità. Mai puțin alea care trebuie. Da. În rest, emoții avem? Puțin. La prețul ne pricepem? Da. Bine, baftă multă zore, Manuela. Bun, mergem mai departe și intră în arenă Ioan Vitănescu! Bine ai venit, Ioan! Bine te-am găsit, Andrei! De unde ai venit, Ioan? Din Slatina, dar locuiesc aici, în București. Cu ce gânduri prin București, în primul rând? Cu jobul, cu munca. Jobul, cu ce te ocupi? Sunt inginer la o multinațională. Dacă ar fi să câștigi astăzi, ce ți-ai dori? Cel mai mult mi-aș dori să câștig o vacanță. Doamne, vacanțele sunt pe primul loc la da, noi da. Sper să câștigi o vacanță dacă ajungi în finală. Baftă multe, Ioan! Da, și ultimul nostru concurent din primii patru este... Nicoleta Răchieru! Nico! Bine ai venit, Nicoleta! Stai un pic să văd, stai un pic. Știi, Liviu, vorbeam în prezentarea noastră despre E.T. Ai zis tu E.T. care pune degetul. Știi ce are dânsa tatuat pe mână? E Micu Yoda. Micu Yoda. Seamănă cu E.T. E cam același. Yoda. Yoda. Și pe Yoda ăla cu urechile și așa. Fix, fix așa arată. E foarte interesant tatuajul tău. Asta e Mandalorianul. Precursorul Războiului Stelelor. Precursorul. Foarte tare. Uite o pasiune pe care ți-ai pus-o pe trup, nu? Da. Până la urmă. Bravo. Nicoleta, de unde ai venit și cu ce te ocupi? Din Năvodari. Sunt asistentă medicală. Noi vă mulțumim pentru ce faceți, pentru oamenii care, din păcate, se îmbolnăvesc și au nevoie de ajutor. Și vă felicităm. Până la urmă e o meserie foarte frumoasă. Dacă ar fi să câștigi, bănuiesc că ai vrea o vacanță să fugi de tot ce se întâmplă aici. Da, da. Da, mulțumesc. Ai văzut cum am avut eu dreptate? Universul lucrează, da? Eu îți doresc succes, fără emoții și poate câștigi o vacanță. Baftă! Aha! Extraterestrii sau pământeni, eu vă salut. Vă spun, Andrei, acum ce licităm și cum începem în forță cu un sau o... Un termometru mai atipic, pentru că arată cel mult ca un terarium fără floare, cu trei globulețe colorate în roșu, galben și albastru, care se ridică sau se lasă în funcție de temperatura camerei. E foarte interesant, foarte drăguț și sunt curios cât costă un astfel de termometru. Știi să-l citești?
Deci acum sunt 24 de grade și dacă se încălzește sau se răcește, se... Răcește sau se încălzește. Deci la 22 vine cel albastru, la 18 verdele. Sunt dresate. Și la 20 roșu. Și dacă e prea cald, se sparge. Ei, nu știu, că suntem în România, pot fi în apartamente și... 0 grade. 10 grade. Da, cât să coste? 25. 25 de lei. Manuela. 29. 29, Manuela. Ioan. 40. 40, Ioan. Și Nicoleta? 50. 50, mă întrebi? 50. 50, Nicoleta. Ia să vedem. Nicoleta s-a apropiat cel mai mult. 134 de lei. Vino lângă mine, Nicoleta. Bună. Ziua. Seara. Cât de fan să fii Stars? Războiul stelelor. Deci e Jedi. În spatele Mandalorianului. Soldatul binelui. Asta e ideea, că nu făceam... Îl protejează pe micul Yoda. Tu de asta ai făcut, că tu ești un fel de soldat al binelui. Da. Și micul Yoda cine? Oamenii sunt micul Yoda. Mai ai? Da. Unde? Multe locuri. Ce să zic? L-ai și pe Father? Nu, de atât din Războiul Stelelor. Și din alte seriale? Nu. Din alte categorii. Categorii. Câte tatuaje ai? Vreo 7. 7. Știi, dacă te iau de aici, deci doar de la față, nu par genul. Pare așa o fată cu mințică, simțit. Știi? Nu par genul de să ai un tatuaj. Și când... Wow! Param, pam, pam, da. Fiecare dintre noi e câte un înger și un demon, nu? Exact, da. La mine doar îngeri. Demonii i-am dat. Mai uite, mai încolo. Eu am mulți, da. Uite, vezi? I-am luat poftim. Eu pe toți. Zi-mi pasiunile tale, te rog. Natura, animalele, actele de caritate. Uite ce frumos. Adică, mai exact, ca să aflăm și noi. Ajut tot ce este în jurul meu și are nevoie de ajutor. Dacă nu era cu COVID, o luam în brațe. N-are. Cât de frumos. Ajut tot ce are nevoie de ajutor. Mai simplu și mai frumos n-aveai cum să spui. Bravo, te felicit. Jucăm primul joc cu Nicoleta aici, la Prețul cel Bun. Rămâneți cu noi. Dragii mei, relaxați-vă în fotolii pentru o repriză de publicitate scurtă, pentru că după ea dăm premiile alea mari. Jucăm cuburile în această seară. Primul joc cu Nicoleta. Primul joc de astăzi. Este foarte simplu. Trei cuburi, trei produse. Ce produse știe doar Andrei. Avem un purificator de aer. Are senzor de praf, senzor de miros, filtru de praf și dezodorizant. Este ideal pentru încăperi de până la 34 de metri pătrați. Lângă tine acolo avem o mașină de spălat vase, cu tot cu detergent, bineînțeles. Mașina are 6 programe de spălare și 6 trepte de temperatură pentru cele 14 seturi pentru care este concepută și are display LCD. O stație de călcat. Funcționează cu o presiune de 6,5 bari, calcă mai rapid, fără arsuri și are o garanție de 2 ani. 3 cuburi, 3 produse, cum ți-am spus, draga mea Nicoleta. Îmi pui cuburile în ordinea prețurilor. De la cel mai mic la cel mai mare, da? 1 fiind cel mai ieftin produs, iar 3 fiind cel mai scump produs de aici de la noi. Sunt doar 3, deci n-ar fi atât de greu dacă te concentrezi. Da, le pui pe fiecare măsuță cum crezi tu de cuvință. Dacă le ghicești, le iei pe toate 3 acasă. Dacă nu,
Nu e pe timp. Tocmai de asta te întreb dacă vrei să le lași așa sau te mai gândești. Le las așa. Tu îmi spui că stația de călcat e cea mai ieftină. Da. Da? Și mașina de spălat, vase plus detergent, este cea mai scumpă. Da. Și eu spun așa, mașina de spălat, vase cu detergent, 1868. După care, mai ieftin decât mașina de spălat, îmi spui tu, și mai scump decât stația de călcat ar fi purificatorul. 680. Acum ar trebui ca stația de călcat să fie mai ieftină de 680 de lei. Oh. Cred. Aia, nu-i nimic, suntem în finală. Suntem în finală cu Nicoleta, acolo unde premiul este cel mai mare și o felicităm, ești în finală, draga mea. Mulțumim din suflet. Iar noi acum...